Fără Adi. Fără Adi, așa că trebuie să zicem, domnule, fără Adi, că am început. Da. Asta, scrie la și fără Adi. Fără Adi. De aia au cine să spună... Exact, se cunoaște. Da. Să fie făcut așa cum trebuie lecția, nu? Adică, poate observațiile de rigoare. Începem. Avem o problemă la geometrie, nu? Mi-e da? Începem cu geometria? Da, vor... Întâi geometrie, da? Bun. Dă-mi la geometrie. Dar eu am 7928. Tu ce ai? Ai ceva? Nu, eu n-am nimic. Da, ai făcut da, parte, da? Nu, nimic. 7928. Putem mai multe. 7 de la? 128. 128. Tu ai făcut-o pe asta 7928? Da. E unde, da? Ne-o poate ajuta acum, da? Să o facem și noi. Hai să vedem. Deci fie AC intensitatea cu BD, și pe numai 7 de la 120. Deci așa. AC, în ipoteză. Segmentul AC intersectat cu segmentul BD egal mulțimea formată din punctul O. Astfel încât AC perpendicular BD. Pe BD. AC perpendicular pe BD. Dreapta AC perpendicular pe BD. Și O mijlocul AC. O aparținului AC, dar nu, o, nu la întâmplare, încât să fie la mijloc, adică AO congruent cu OC. AO congruent cu OC. Așa, deci din O se coboară OM perpendicular pe BC. Deci din O se coboară OM, OM perpendiculară pe BC, virgulă, M aparține dreptei BC. M aparține lui BC. Și OM perpendiculară pe AD. O e perpendiculară pe AD. Unde e aparține lui AD. Să se arate că concluzia. Să se arate că triunghiul BAC, triunghiul BAC este isoscel. Distanța pe noțiune din SCR, amic a fost asta, benic. Distanța de la punctul O la BC egal cu distanța de la O la AD. Deci distanța de la O la BC egal cu distanța de la, D, la, de la O la AD. Și că C, punctele M, O și N, coliniare. Așa. Mai citim o dată de două ori, de șapte ori problema, până nu înțelegem. Deci, două segmente, AC și BD, se întâlnesc în punctul O. Așa încât AC să fie perpendicular pe BD. Deci, AC perpendicular pe BD. În locul unde se întâlnesc să fie perpendicular, da? Da. Deci ducem două perpendiculare. Uite, putem să luăm așa, ca să ne mai ușor. AC și BD. Hai să spunem AC și BD. O se coboară așa. Așa încât acesta și O este în mijlocul lui AC. Așa, O în mijlocul lui AC. Deci, să fie luat așa, pentru că să fie O la mijloc. O la mijloc. Din O se coboară perpendicular OM pe BC.
O iem pe BC. Să spunem, ori nu mai este și la mijlocul lui BD. Nu. Da? Deci nu mai este la mijloc. Hai să zicem așa. Din, o să coboară perpendiculară pe... Să nu fie OC cât OB. Da? Să nu fie cât OB. Ca să nu picăm într-o lupă chestii particulare. Deci B-ul mai mare decât OC. Da? Iar BD și mai lungă. Așa. Din nou, se coboară perpendiculară. Drumul cel mai scurt, da? Din nou pe... BC. Pe BC. Din nou se coboară pe așa. Iem-i pe BC. Piciorul perpendicular îl înlătăm cu mână. Deci locul de înțeapă, înlătăm cu mână. Și OIM perpendicular pe AD. OIM perpendiculară pe AD. OIM. OIM. Perpendiculare pe AD. Bun. Să se arate că triunghiul nu e pe aparținul lui AD. Nu, aparținul lui AD. Mai citim încă o dată problema. Deci AC intersează BD în punctul O. O e mijlocul lui AC. Din nou coborăm o perpendiculară pe BC în M. Din nou o perpendiculară pe AD în N. Așa, să se arate triunghiul BAC este isoscel. Triunghiul BAC este triunghi isoscel. Prima problemă. Să arătăm că triunghiul BAC este isoscel. Apoi să găsim distanța de la O la BC. De la O la BC. Știți care ar fi distanța de la O la BC? E UIA. E perpendiculară. Da? Da. Deci de așa, pe distanța... Nu să arătăm că distanța de la O la BC este egal cu distanța de la O la AD. Cred că așa. Da? Da. De la O la OIM egal cu OIM, nu? Ar trebui să spună că OIM egal cu OIM. Și pe urmă să arătăm că punctele, văd aici, M, O și N sunt coliniale, sunt pe celelalte. Mie nu-mi prea mai ieșit, probabil n-am văzut o figură corectă, dar nu e important, da. Figura n-am construit-o poate cu raportorul, cu nu știu ce, să văd perpendicularitatea perfect. Da, să vedem în practică cum arătăm chestia asta. Adică cum demonstrăm. Miruna, mai citim, citește o dată problema. Așa mai... nu citește. Spune cuvintele tale. Nu citim loc. Cu cuvintele tale. Așa, din ce am înțeles din ipoteză, ce se dă și ce se cere. Că noi trebuie să clarificăm foarte bine lucrurile aici. AD intersect cu BD de punctul O. Deci, sunt două perpendiculare. Hai să luăm așa. Două perpendiculare. Care se întâlnesc, două drepte perpendiculare, se întâlnesc în punctul O. Și avem că O e cât OC, nu? Că da. O e la mijloc. Și că, din nou, ducem perpendiculara pe BC, din nou pe AN, pe AD. Da. Și trebuie să arătăm că triunghiul ABC este isoscel, că O, M e cât O, N, și că M, O și N sunt coliniare. Poftim? Dacă trebuie să arătăm că BAC este isoscel, înseamnă că trebuie să demonstrăm că AB este congruent cu BC. Sigur că da. AB cât BC, ca să fie triunghi isoscel. Am mai dat ce altă variantă? Unghiurile. Unghiurile la bază fie congruente, nu? Că dacă într-un triunghi unghiuri la bază sunt congruente, triunghiul este el și isoscel. Deci ori arătăm că latura asta e cât asta, ori arătăm că unghiurile de ce sunt congruente. Cum o să ne gândim mai ușor? Dar fructificând toată ipoteza. Că nu degeaba spune autorul că OA e cât OC.
poate este esențială problema de aici, o ai cât orice, și că perpendiculară. Adică dus așa perpendiculară, am înțeles cât asta. Păi cred că e mai ușor să demonstrăm că AB e congruent cu BC. Da. Cum facem? AB e congruent cu AC? Luăm triunghiul ABO cu BOC. Da. Da. AO cu CO. Da. Unghiul O este comun. Unghiul O nu e comun. Are 90 de grade. Așa, unghiurile sunt de 90 de grade, sunt triunghiuri dreptunghice. Și BO la trocomun. Da. Și AO, OB la trocomun. Suficient? Ca să demonstrăm. Ca să spunem că triunghiurile sunt congruente, da? Da. Deci, începem demonstrația. Demonstrați. Fie triunghiul AOB și triunghiul BOC. Despre cele două triunghiuri putem preciza următoarea. Spune-mi... Andra. AO congruent cu OC. AO, segmentul AO, congruent cu OC. De unde știm asta? Ipoteză. OB congruent cu OB. Adică OB comună. OB comună. Așa. Și unghiul AOB. Măsura unghiului AOB. Egal cu măsura unghiului BOC. Și egal cu câte grade? 90. Egal cu 90 de grade. Da? Suficient motiv pentru a spune că suntem catetă, parcă triunghiul, nu? Catet, ca să fim în limbajul... Da, da. No. Deci, conform cazului de congruență CC, catetă, triunghiurile, toate discuții, triunghiul AOB este congruent cu triunghiul BOC. Triunghiul, da? AOB cu BOC. Și atunci toate elementele sunt congruente două câte două. Cele care nu au fost folosite pentru a demonstra. Adică latura AB cât AC, AB, cât BC, nu? Da. Congruent cu BC. Apoi ce mai am aici? Unghiul BAO congruent cu... Unghiul BAO congruent cu unghiul BCO. Deci BAO congruent cu B. C-O. Dar de unde știi că BAO e BCO? Deci ne-a... Deci te-a oprit ăsta cu ăsta și ne-ai luat pe ăsta cu celălalt de sus. Păi triunghi isoscel are unghiuri no, de... Nu, nu, nu. De ce ai luat-o? Deci te-ai spus unghiul ăsta, da. E cât ăsta. Dar doar atât, că ai triunghiuri sunt congruente. Deci ne-ai luat unghiul de aici cu ăsta de aici. Deci te-ai spus ăsta. Pentru că A se uite spre BO și C se uite tot spre latura BO. Asta e. Deci, unghiul de aici se uite spre BO, din triunghiul ăsta. Iar spre latura comun se uite și ăsta altul. BCO, din triunghiul al doilea. Da? Și atunci spunem că... unghiul B, ai spus bine, BO, BAO, BAO, congruent cu unghiul, am scris, la scris asta, la locul așa. Și care unde a rămas? Ăla a făcut ce? Deci A, B, O. A, B, O. Congruent cu unghiul O, B, C. O, B, C. Ei, pe noi ne interesa doar asta. Sau asta. Dacă e asta sau cealaltă, triunghiul este isoscel. Dar acum mai am încă și că unghiul ăsta e cât ăsta. Înseamnă că asta e chiar bisectoare. Deci încă un lucru pe care l-am prins noi. Nu ne-a cerut autorul. Dar este o noutate care merită observată. Într-un triunghi isoscel, înălțimea, ca să se cheamă înălțime perpendiculară, e și bisectoare. E mediană. Segmentul ăsta care este vârful cu mijlocul unui segment se cheamă mediană. Deci e mediană, bisectoare și mediatoare. O observație nouă. Merită să următăm. Deci într-un triunghi isoscel. Într-un triunghi isoscel. Înălțimea este
este ce? Mediană, mediatoare, viseitoare. Toate trei, toate patru se suprapun, adică aceeași linie, același stil, da? Înălțime, mediană, mediatoare și bisectoare. Sau putem spune, mediatoare este și înălțime, și mediană, și bisectoare. Una din ele, de fapt, e și celelalte trei. Așa asta e noutate în problema asta. Dar de unde ne-am gândit? Noi obișnuim să scriem că și celelalte elemente sunt complete două câte două. Am scris congruența între unghiurilor ăsta, A, B, O, cu O, B, C. Și atunci am sesizat repede că asta capătă calitate de bisectoare, când parte unghiul tot în două. Și acest lucru merită să reținem definitiv. În orice triunghi, isoscel, înălțimea și mediană, și mediatoare, și bisectoare, da? Deci se suprapun linile cele toate patru. Se aflăm acum în distanța de la O la BC, egal cu distanța de la O la D. Adică, înălțimea asta e cât și asta. Zero. Nu am observat. Să te rog, mă uitam eu. Trebuie să luăm triunghiuri de A, O, N și M, O, C. A, O, N. Și M, O, C. Și M, O, C. Deci vrei să iei spre comparare triunghiurile A, O, N și M, și M, O, C. Bun, hai să vedem. Luăm pe ăsta și pe ăsta. Și avem A, O, congruent cu C, O. Așa, au încât orice știm noi din ipoteză. Pe urmă, unghiul ăsta e drept. E drept. Deci 9 de grade și 9 de grade. Și mai știm că A, O, N congruent cu M, O, C. Pentru că sunt opuse la A, O, N. Nu știu că sunt opuse. Nu am văzut perpendicular și perpendicular. N-am niciun motiv să spun că ăsta e gol. N-am zis așa continuă linia. Deci eu două triunghiuri sunt drepturi. Nici au asta cât asta, de acord. A, O, N cu M, O, C. Care? A, O, N cu M, O, C. A, O. Păi nu, asta a zis și Robert, da? Păi A, O, N, adică unghiul ăsta cât ăsta? Nu. N-am motive. N-am motive. De-aia se scapă de problema, nu... Aici suntem într-un moment mort. A citit problema odată, să fie, nu să fie spus ceva care nu e clar. Deci, acea se intersectează cu BD în punctul A. Așa încât AC perpendicular pe BD. AC pe BD. Și O e mijlocul la C. Bun. Din O se coboară OM perpendicular pe BC și ION OM perpendicular pe AD. Se arată că triunghiul BAC este isoscel. Congruiem CO, ce vine atât dacă ar fi congruent cu NAO. Care? Unghiul? MCO. MCO, adică asta de aici. Să fie congruent cu NAO. Cu N, A, O, cu ăsta de aici. De acolo, dacă am demonstrat. Asta, ca să fie așa, ar trebui că să fie paralele. Exact. Și asta se cantă. Da. Și atunci ar fi alese alternintele. Alternintele, da. Dar eu cred că nu e adevărat. Nu sunt congruent. Adică eu am să fac acum o figură. Deci iau și mai jos. Deci mai lungă o roață. Da, și mai lungă. Ca să vă arăt că problema scârții. Dacă autorul nu dă așa, nu face niște precizări, eu arăt că problema este falsă. Înălțimea este așa, asta este așa. Și niciodată sunt poliniare. Și nu mai pot fi poliniare. Dacă le acum, facem poliniare? Dacă se fac poliniare, ar trebui să fie O mijlocului B, D. A, și autorul nu zice asta. Și nu zice asta, e de obicei autor. Deci, în clipa asta, eu spun așa, că
că din momentul în care nu spune că B, O este cât O, D, eu îmi permis să iau pe O, D cât vreau de mult. Corect. Și atunci chiar fac asta, că B, O să nu fie cât O, D. Atunci dacă iau eu de la bun început, practic includ ceva în ipoteză care nu-i dat. Corect. Și atunci am făcut chestia asta. Și se vede foarte clar că astea două nu mai sunt paralele. Și ne fiind paralele, nu mai poate fi vorba de al termen intern acolo, nici vorbă. Și atunci nu mai poate fi vorba de congruența triunghiului nostru. Corect. Că bună simț îmi spune, triunghiul ăsta de aici nu poate fi congruent cu ăsta. Da. Ca desen. Dacă faceți așa, da. Păi de ce să nu fac așa? Corect. Fac așa pentru că nu vine autorul să mă oprească din varianta asta. Și totuși el începe să zicem că sunt coliniare. Păi asta înseamnă care este slăbiciunea asta. Exact. Că B, O e cât O, D. Atunci merge tot. Merge și convenția triunghiilor, merge și tot. Totul e perfect. Dar numai atunci. Deci noi trebuie să modificăm, să adăugăm la ipoteză ceea ce nu a spus el. Corect. Că B, O e cât O, D. Pentru că el într-adevăr la... Noi am încercat să lucrăm acasă, da. Și aici ne-am oprit, pentru că la spate așa și dă, ipotenuză unghi. Dă unghiul ăla, de care vorbeam, congruent cu unghiul NAO. Păi asta e valabil, numai dacă e paralele acelea. Exact. Deci figura trebuie să fie rombă. Exact, așa am și făcut-o. Știi? Da, ați făcut-o ca să-mi iasă problema. Exact, ca să-mi iasă problema. Da. Autorul asta vrea. Asta vrea, dar e scăpat asta. Îmi pare rău, îl sancționăm și spunem. Ipoteza este incompletă. Și adăugăm noi că OB, foarte important, OB, mai adăugăm aici când am zis, OD, da. OB cât OD. Da. OB, scriu aici în sus, congruent cu OD. Asta trebuie să mai spun. Cum ne-a spus ca au o congruent cu orice și o de cu o de. Da, probabil că o de și mijlocul lui... O și mijlocul lui AC și a lui B. B. Da? Mijloc. Problema merge. Acum problema merge. Da. Dar atenție, nu luăm cât segmentul AC, nu cât BD. Ci BD-ul mai lung. Da. Da? Deci, numai că O, B, cât O, D. Facem o altă figură ca să fie treaba. Trebuie. Ori autor, ori atunci când a fost bătut la redactat, da, o să uita să pun. Făcut de soarte și numai cu șase. Deci, am să fac aici în partea asta. Desenul. Da, așa. A, C, B, D. Cam așa. Ce zic? Cam aici. B, D. Și acum. Am mai arătat că este A, B, cât așa. Și iată și... Figura asta este un romb. Așa arată un romb. Diagonale sunt perpendiculare, se înjumătățesc, da? Dar nu sunt egale. AC cu BD nu. Numai la pătrat. Diagonale sunt perpendiculare și egale. O, deci, în mijloc. O, la mijloc. Ducem perpendiculară. Acum... Sigur, de face și coliniare, că astea sunt două paralele, acum și totul merge ca așa. Deci, aici a fost M, aici N, și toată povestea asta e rezolvată. Și acum spunea... Să luăm pe ăsta de aici cu ăsta de aici. Despre aceste două triunghiuri avem doar asta, că e cât asta. Da. Și de aici încolo, muncim. Și mai avem unghiul drept. Unghiul drept, de acord. Da, dar ne trebuie încă un element. Știi? Ori un unghi ascuțit
ca să fie U catetă sau U ipotenuză la primit. Da, ipotenuză unghi. Ipotenuză unghi, nu? Și nu avem unghiul. Și îl facem exact cu paralelele. AD-ul cu BC-ul. Dar de unde știi că AD cu BC sunt paralelele? Păi acum să zicem, să... Nu, să muncim să arătăm. Muncim să arătăm, da. Că doar autorul atâta a adorat. Asta e cu asta și asta e cu asta. Și secanta AC-ul. Da, și secanța să o putem lua AC, dar de unde să ne iasă nouă că unghiul ăsta de aici e cât ăsta de aici? Păi așa, Nenții, dacă luăm BC, dreptele BC cu AD... Dar cine ne-a spus că sunt paralele? Păi nu ne spun, demonstrăm noi. Ah, să demonstrăm, da, mai întâi. Demonstrăm noi. Dacă o să arătăm că dreapta BC e paralel cu AD, atunci unghiurile astea sunt congruente. Da. Deci o secantă. Nu? Și el apar în termeni interne și le obligă să fie paralele. Dar trebuie să arătăm paralelismul. Gata, problema se face. Okay. Corespunde realității, se face, fără discuție. Dar ne trebuie să dovedim că BC este cât AD, pentru că numai în condițiile acestea, astea sunt congruente. Și chiar asta ne trebuie și o să termina problema, să o spart complet. E țăndă făcută. Dar cum arată? Că BC e paralelă cu AD. Dacă am putea arăta cu unghiul ăsta de aici, e cât ăsta de aici. Și taiete astea două dreptele, o secantă. Și dacă ar fi unghiurile astea congruente, în condiția asta apar alternii interne și le obligă să fie paralele. Deci îmi trebuie din pământ, din iarbă verde, ca unghiul ăsta de aici să fie cât ăsta de aici. Avem triunghiul AOD și BOC. AOD și? BOC. Sigur că da. Cele două triunghiuri AOD și BOC ce au? AOCO. Da. BOCDO. BOCDO. Și AOD cu BOC. AOD cu BOC. Dreptul ghiș. Gata. Catetă, catetă. Da. Și triunghiile fiind congruente, toate elementele sunt congruente. Și atunci, probabil cu ghiul ăsta va fi cât ăsta. Și gata problema. Asta. Asta era important. Deci zicem, lăsăm la punctul B. N-am putut să luăm, dar ne pregătim cu ceva, da? Deci fie triunghiurile, pentru B, fie triunghiul care? Încă o dată zi... AOD. AOD. Și triunghiul? Și triunghiul BOC. BOC. Ele au? Pe AO cu... Hai. AO. AO. Congruent cu orice din ipoteză. Că OB, nu? OB congruent cu OD. OD tot din ipoteză. Și nu știu ce de acum și catetă la vedetă? Da, și că sunt perpendiculare, folosim și chestia asta. A, folosim, ca să fie mențiunea că sunt unghiuri dreptunghice. Și AOD cu BOC. Și AO B, AC, AC perpendicular, așa, da, AC perpendicular BD, dar ipoteză. Și atunci rezultă, conform și catete-catete, deci am ascuns că sunt triunghiuri de tunghi și tot, conform catete-catete, triunghiuri luate în discuții, triunghiul AOD, congruent cu BOC. Și fiind cu triunghiurile congruente, rezultă că și celelalte elemente toate luate în discuție sunt congruente de două lucruri. Adică BC cât AD, nu? Că un unghi de aici cu un unghi de acolo, din triunghiul ăla. Corect. Dar manăla, ce B... Dar de ce cu ăsta, cu ăsta n-am luat? Cu ăsta se uită spre AO. Da. Iar din celălalt triunghi spre OC, cine se uită? Nu
care e cât AO. Unghiul aici e sus. Deci o să zic AO. A-D-O. A-D-O. Unghiul AD-O e congruent cu unghiul OBC. OBC. AD-O cât unghiul, da, unghiurile așa sunt congruente. Și încă celălalt unghi care a rămas, e vorba de D sau OAD, OAD, congruent cu unghiul care e BCO. Da. BCO. Și noi ne oprim la ăsta că B, C, O, congruent cu A, O, D, ultima chestie care interesează. Da. Și A, C, secantă, nu așa spune, A, C, secantă, am drept pentru B, C, zicem așa, B, C și A, D, deci luate în discuții B, C și A, D, cu A, C secantă, A, C secantă, și din toate aceste trei, două drepte, tăiate de o secantă și fac alterne interne, ăsta capăt calitate de alterne interne, congruente, rezultă de aici cu dreptele luate în discuție, adică paralel. BC paralelă cu AD. BC paralelă cu AD. Foarte importante chestii care am realizat-o în momentul de față. Și acum, dacă cele două drepte sunt paralele, sigur că unghiurile. Și deci, unghiul e în AO. Deci, și unghiul ăsta de aici, cât ăsta, pentru triunghiul la tine mai înainte în discuție, da, nu? Da, exact. Da, care mi-a interesat. Dar acum ar merita să continuăm pe alt fir. Dacă ai două drepte paralele și dintr-un punct O duci perpendiculare, ele sunt în prelungire. Că noi trebuie să arătăm ce? Că o mâi cât o nu, da? Da, da. E, nu, ne oprim toți la triunghiul ăsta. Da. Deci fie triunghiurile. Fie triunghiurile care merită să... N-O-A. Fie triunghiurile. N-O-A. Și N-O-A. Și M-O-C. Ziceți copii. Și? M, O, C. Ce au cele două triunghiuri? Să vedem Miruna. Nu Miruna... Andra. A, O, O, congruent cu OC. Deci A, O, congruent cu O, C. A, O, cu OC. N, O, A, cu N, O, C. N, O, A. Nu, N-A-O. N-A-O. Da. N-A-O. 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 Este pe aici ceva. Unghiul ceva, da? N-A-O cu O-C-M. Congruent cu O-C-M. Demonstrat. O-C-M. Da? Demonstrat asta. Da, da, da. Asta e din ipoteză. Și mai am că unghiul ăsta e drept. Cu o... Suntem mâncat unghiul O-N-A, hai să schimb și asta. O-N-A. Măsura lui O-N-A egal cu măsura lui O-M-C. Măsura lui O-C-M. Și egal cu 90 de grade. Și din aceste lucruri precizate, suntem în situația de a vorbi de ipotenuză unghi. Conform cazului de congruență I-U, rezultă că triunghiurile luate în discuție, triunghiurile mai sus, așa, triunghiul N-O-A, congruent cu triunghiul, care triunghi, mă, ochi. Da. Și triunghiurile fiind congruente,
Toate elementele celelalte sunt congruente de o pe de lor. Adică... adică o nă cu o mă, ceea ce trebuia să așa. O nă. O nă. Congruent cu o mă. Ceea ce trebuia demonstrat. Și mai au și alte elemente. Acum. A, o, nă, unghiu. Unghiu. B, o, că. A, O, N, foarte bine ai spus, unghiu A, O, N, A, O, N, congruent cu unghiu, M, O, C, nu? Da, da. Cu M, O, C. Și A, N, cu M, C, domn profesor. Și A, N, ca segment, cu da? M, C. Da, A, N, cu C. Am demonstrat că-s congruent, am zis și eu am să mă opresc la asta, unghiurile cele congruente, și le iau deoparte. Unghiul A, O, N, congruent cu unghiul M, O, C. Deci, A, O, N, cu M, O, C. Și cum A, O și C sunt coliniare, A, O, C sunt coliniare, că era o dreaptă, cum A, O și C coliniare, rezultă atunci că aceste unghiuri pot fi surprinse ca fiind opuse la vârf. Da. Pentru că asta știm că era coliniară. Și atunci, fiindcă unghiul ăsta e cât ăsta, îl fac ca unghiurile A, O, N cu O, M, cu, deci asta A, O, N, cu M, O, C, o puse la vârf, da? Unghiurile A, O, N congruent cu unghiul M, O, C ca o puse la vârf. Că una, unele știu că sunt tot dreapte. Și atunci și astea vor fi tot pe dreapte. Deci, atenție! Dacă n-aveam clar că astea sunt tot dreapte, și chiar dacă erau congruente, nu puteam să spun că și astea sunt tot pe dreapte. Eu pot să fac două unghiuri de astea așa, ăsta și cu ăsta congruente, da? Congruente. Dar dacă n-am șansa ca un triplet să fie pe o dreaptă, adică ăsta să fie pe o dreaptă, atunci și astea sunt pe dreapte. În ce sens? Astea nu sunt opuse la vârf. Nu. Am doar că sunt congruente. Și eu am luat tot, am desenat tot congruente. Dar dacă una, tripletul ăsta A, O și C puncte este, sunt o dreaptă, obligă și pe așa să fie tot o dreaptă. Ceea ce trebuie să demonstrăm și am arătat și coliniaritate. Deci, de aici rezultă că și... M-O-N sunt coliniare. Da? Și că și M-O-N M, O, N, sunt coliniare. Domnul, poate nu s-a înțeles aici, mai există un pic, da? Nu înțeles. Deci, din congruența acestor două triunghiuri, pe care mă avut mare nevoie să vorbesc de congruența acestor două, dar nu reușeam să arat, pentru că, deși triunghiuri de triunghice, doar aveam mai ipotenuzele congruente. Și mi-a trebuit și un unghi ascuțit. Dar unghiul ăsta de aici din C, cu ăsta din A, dacă ar fi BC și cu AD paralele, el capătă calitate de alterne interne. Dar nu aveam paralelismul. Și atunci m-am dus pe paralelism. Am luat triunghiul ăsta și cu triunghiul ăsta. Am demonstrat că sunt congruente. Fiind congruente, toate elementele sunt congruente și unghiul de aici e cât ăsta. Și în clipa asta, astea două paralele, de secanta asta tăiate, le obligă pe aceste două să fie paralele. Lucru care îmi trebuia foarte tare, pentru că în clipa în care mă duc cu ele paralele și asta secantă,
rezolv problema unghiul de aici cât ăsta de aici. Care mi este foarte necesar pentru a putea mișca problema ca triunghiurile este în sfârșit să fie congruente. De acord, da? Da. Și am reușit, triunghiurile sunt congruente, toate elemente congruente și momentul foarte tare, sigur că o mână cât o mână și am rezolvat punctul B, dar faptul că unghiul ăsta e cât ăsta, este foarte, foarte, foarte important pentru a arăta colinearitatea. Pentru că ce colinearitate trebuie să arăt eu? M, O și N. Adică M, O și N sunt pe o dreaptă. Și știm bine, dacă am două drepte care se intersectează, astea apar în calitate de unghiuri opuse. Dacă sunt două drepte. Reciproc. Dacă unghiurile sunt congruente și duc de o parte și de cealaltă câte un, și am unghiurile astea congruente, ca să merg mai repede. Deci, dacă am unghiurile congruente și trei puncte astea fac, sunt coliniare, atunci ce să sunt coliniare? Foarte, este directă și reciprocă. Deci două drepte care se intersectează, formează unghiuri opuse la vârf. Dar dacă ai asta, o dreaptă. Și unghiurile astea congruente și asta e tot o dreaptă. Corect. Da? Ca să fie unghiurile opuse la vârf, se îmbrăcăm în felul ăsta. Da. Asta a fost frumoasă problema. Hai să ne mai uităm încă o dată. Ai spus, Robert, că ai făcut o mare, da. Dar ai avut slăbiciunea asta, cred că aici. Da, eu am scris că sunt supusă. Deci, cum ai putut să arăți? Nu puteam. Ai văzut problema? Am trebuit să umblăm la ea, să o modificăm noi cu ipoteză, care și este blocat. Nume, punctul B și C nu puteau să fie făcute. Decât în condițiile că A, O cu O, D. Ce învățăm la câte o problemă de asta? Învățăm să nu ne ducem pe cazuri particulare. Că dacă noi din capul locului spuneam A, luăm O, B cât O, D, problema mergea liniștit. Dar era în plus. Ori autorul nu a dat asta. Și atunci eu am blocat-o. Și am arătat că este absolut necesar să nu dai și informația asta. Că altfel, nici perpendicularitatea nu mergea și nici colinearitatea. Nu mergea. Deci totul era blocat. Da. Nu mai conține asta. Problemă frumoasă, să vedem tipul. Ca să nu se duc mai mult. 42. Să nu se duc mai mult. 42, da? Da. Avea. Ați un algebra? Ei, dacă nu fie, au îndemnată, ca și tema, doar să... Păi... Nu mai greu să mai greu să ne acolo. Probabil că nu vă indică nu ai ceva... Fii atent că din clipa asta îți voi da temă tot timpul. Acasă. Deci, în afară de tema care o ai tu, să mai dau și eu. Să mai fac bucuria asta. Că dacă tot e îndrăgostit din matematică, așa să fie. Da. Așa. Să trecem la algebra. Fiindcă trecem la algebra, cred că e timpul să o rupem fișierul ăsta și să trecem cu ceva. Așa o da. Poți să oprești, că da, n-ați vrut să mă bată cu ușterea tabla.